Pentru prima dată la alegeri, cabinele de vot vor fi dotate cu lupe pentru a facilita procesul de votare al persoanelor cu dizabilități de vedere. Decizia a fost luată în miercuri 26 octombrie de către Comisia Electorală Centrală. Pentru asigurarea condițiilor de participare neasistată la procesul electoral a persoanelor cu dizabilități în vederea realizării drepturilor constituționale ale acestora, Comisia Electorală Centrală a aprobat desfășurarea serviciului de translare mimico în trei secție de votare din municipiul Chișinău. Totodată în Basarabeasca, municipiile Chișinău și Bălți vor fi instalate sisteme televizate cu circuit închis de către persoane autorizate.